O seară de neuitat a adus magia sărbătorilor nemțești în inima orașului St. Nicolae Mare, odată cu concertul susținut de celebra fanfară original Banater Dorfmusikanten din München. Sub îndrumarea maestrului dirijor Walter Prinz, această fanfară a încântat publicul și a stârnit ropote de aplauze. Dragi spectatori, noi original Banater Dorfmusikanten din München ne bucurăm foarte mult că avem prilejul și onoarea să cântăm astăzi pentru voi. În următoarele ore, 2 ore, o să cântăm valță, polca, muzica noastră și mai târziu o să avem și bucuria. O să cântăm 4 dansuri. Muzical a fost completat de prezența grupului de dansuri al Forumului German, care a adăugat un plus de culoare și energie spectacolului. Prin mișcările lor grațioase și sincronizate, dansatorii au transmis farmecul tradițiilor și al culturii nemțești într-un mod captivant. Organizarea acestui moment artistic remarcabil a fost posibilă datorită relațiilor solide pe care comunitatea din St. Nicolae Mare le-a dezvoltat cu nemții plecați din regiune. În special, doamna Ditlinde Hun, președinta Forumului Democrat German din St. Nicolae Mare, și domnul Peter Dietmar Leber, președintele Asociației Șfabilor Bănățeni din Germania, au fost forțele care au contribuit în mod semnificativ la realizarea acestui eveniment de excepție în orașul St. Nicolae Mare. Publicul prezent a fost martorul unei seri muzicale de excepție în care sunetele fanfarei și dansurile tradiționale au înălțat atmosfera și au creat un adevărat sentiment de sărbătoare. Concertul fanfarei original Banater Dorfmusikanten din München a fost un moment de unicitate culturală care a adus comunitatea noastră mai aproape de rădăcinile nemțești și a încântat inimile tuturor celor prezenți. Vă mulțumim frumos pentru că ați venit la St. Nicolae în ideea în care ne-ați adus, cred că tuturor, timp de 2 ore, amintiri frumoase a vremurilor trecute, atunci când și la noi în St. Nicolae exista această minoritate germană cu obiceiuri și tradiții foarte frumoase și ne aducem cu toții aminte de departe, cred că cel mai important eveniment era Kirwaiul în St. Nicolae. Ne-am adus aminte astăzi, cei care suntem din St. Nicolae și nu numai din zonă, și de frumoasa fanfară pe care am avut-o și noi cândva, condusă de domnul Hans Mayer în St. Nicolae. Și de aceea am ținut foarte mult să vă mulțumesc pentru cele 2 ore frumoase petrecute împreună aici în fața castelului. Totodată aș vrea să mulțumesc și dansatorilor. Vă rog să-i aplaudați și pe dansatorii de la minoritatea germană
Și să-i mulțumesc doamnei Didlin de Hun, care este sufletul etniei germane din Sânt Nicolaul Mare, iar noi ca primărie avem o preocupare permanentă să încurajăm, să susținem obiceiurile și tradițiile minorităților din Sânt Nicolau, cu mesajul că ne dorim, în afară de a respecta și de a duce mai departe aceste obiceiuri și tradiții, să trăim bine împreună cu toți în acest oraș, indiferent de etnie, indiferent de confesiunea religioasă. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule primar Herr Cruza, vreau să vă mulțumesc din suflet că ne-ați primit azi la dumneavoastră în primărie. Vă mulțumim că am avut onoarea să cântăm pentru dumneavoastră, pentru spectator, pentru orașul dumneavoastră. Mulțumim frumos! Această experiență muzicală de excepție demonstrează puterea legăturilor culturale și interculturale și este un pas important în promovarea diversității, dar și a dialogului între comunități. Sânt Nicolau Mare se mândrește cu această colaborare fructuoasă și se angajează să continue să aducă evenimente de calitate în care să celebreze diversitatea culturală și să promoveze înțelegerea reciprocă.